la, împreună cu colegul meu, domnul deputat Eugen Nicolescu, vreau să vă prezentăm astăzi poziția de principiu a Partidului Național Liberal față de, probabil, cel mai important act politic în aceste zile și anume proiectul bugetului de stat pe care guvernul analizează și dezbaterea asupra sa. Cum în repetate rânduri s-a spus și cum faptele o dovedesc, până la urmă, proiectul de buget și bugetul reflectă, fără posibilitatea de a masca lucrurile, viziunea unui partid, viziunea unui guvern, viziunea unei majorități asupra direcției în care țara, în care societatea românească se îndreaptă. Și acest proiect de buget, ca și cel din anul anterior, poate mai mult, chiar într-o măsură mai mare, ne arată crudul adevăr dincolo de demagogia, de lozincile, de poveștile actualei puteri. Și din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, din vedere susținut cu cifre până la detaliu, bugetul pe anul 2012, pe care PDL-ul și apoliții săi vor să-l adopte, este un buget al disipei electorale, al sărăciei, al umilinței și al nedreptății. Modul în care acest buget este construit reflectă mentalitatea guvernanților, caracterul de tip securist al statului pe care Băsescu și Boc îl așează tipurile reformate în România. Și prima remarcă pe care am face-o este că în vreme ce fonduri destinate educației, culturii, agriculturii, muncii, protecției sociale scad, capitolele care cresc și în acest an, așa cum au crescut și în ceilalți ani, sunt bugetele alocate instituțiilor de forță, serviciilor de informații principal, SRI, SIE, SPP. În vreme ce, așa cum spuneam, nici bugetarii, nici pensionarii, salariați bugetari, nici pensionarii nu recuperează nimic din pierderile pe care le-au suferit. Să mai remarcăm din cap locului că orice variantă de deficit sub 2% este nerealizabil în 2012. Obiectivul mascat al actualului guvern este să ajungă într-un deficit de 3% sau chiar peste, dar să utilizeze scopuri electorale pentru că vom avea alegeri prin rectificări repetate miliarde de euro. În scopuri pur electorale. Miliarde pe care acum nu le au și pe care în apropierea alegerilor, așa cum spuneam, le vor găsi. În 2012 se preconizează 11 miliarde de lei dobânzi la datoria publică, reprezentând peste 2% din PIB. Și dacă tot deficitul se duce la datoria publică, practic finanțarea sectorului public se va face cu un buget excedentar. Practic, ideea reducerii deficitelor pe spinarea bolnavilor cronici, prin reducerea dramatică a cheltuielilor din sănătate, pe spinarea tinerilor, pe spinarea elevilor, pe spinarea tuturor segmentelor active și față de care statul are obligații constituționale, reducerea cheltuielilor din sănătate, din învățământ, din cultură, din cercetare, înghețarea pensiilor, reducerea veniturilor bugetare, toate acestea nu înseamnă stabilizare, ci este o continuare a destabilizării. Ne mai vorbim de faptul că, deși guvernul invocă în permanență intenția de creștere a investițiilor, cifrele sunt foarte clare, seci și dure. Investițiile scad, investițiile străine directe, care sunt, în fond, motoarele reale, autentice ale creșterii economice, au scăzut de la 9,5 miliarde de euro în 2008 la sub 2 miliarde de euro în 2011. Astfel, în 2012, România, o țară adâncită, fundată în sărăcie, va plăti pentru datorii aproape că tot bugetul public al sănătății, ca să dăm un exemplu cât se poate de clar. Bugetul nu oferă, așadar, niciun fel de perspectivă, niciun fel de șansă pentru viitor, ci o continuare a măsurilor de austeritate direcționate doar pe cei de jos, nu și pe cei de sus, nu și pe administrație, nu și pe clientelă, bineînțeles, fără nicio măsură
reală de relansare economică. Bugetul pe anul 2012 poate fi caracterizat ca o lege ilegală și neregulamentară, ca o lege imorală, ca o lege a dezvoltării economice care accentuează criza în loc să o combată. E o lege a omniței și sărăcirii românilor, e o lege a risipei și a corupției Partidului Democrat și asociațiilor săi, a politizării fondurilor publice și nu a priorității investițiilor. În fine, așa cum spuneam, e o lege a subfinanțării educației, sănătății, administrației locale. De ce este ilegală? Caracterul regulamentar și ilegal vine, în primul rând, de la faptul că proiectul de lege privind bugetul de stat, proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat în 2012 nu au fost transmise Parlamentului spre dezbatere în termen prevăzut de legea finanțelor publice. Acest termen este 15 octombrie, legea este în vigoare, iar Parlamentul a fost sesizat în data de 25 noiembrie, deci cu o întârziere de 6 săptămâni, ceea ce este din capul locului o încălcare a legii. Dar că niciodată în timpul acestei guvernări proiectul de buget nu a fost transmis spre dezbatere în termen legal. Și, să nu uităm, vorbim despre cea mai importantă lege a unei țări într-un an. De asemenea, e foarte important să reținem și să subliniem încă o dată un lucru foarte grav. Și anume că bugetul pe anul 2012, proiectul de lege, este elaborat pe baza unor legi care nu există sau care nu sunt încă în vigoare, ci încălcând deci legi care sunt încă în vigoare, la momentul la care el a fost redactat și, în unele cazuri, chiar la momentul la care vorbim. Legea de salarizare unitară pe anul 2012 nu a fost prezentată nici până astăzi Parlamentului, deși ea figurează în programul legislativ al Guvernului pentru această sesiune, după cum figurează și în acordul cu Fondul Monetar Internațional. Legea asistenței sociale, care nu este încă în vigoare, ordonanța de urgență care modifică legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale, care diminuează fondurile administrației locale provenite din impozite pe venituri și le confiscă pe cele provenite din impozitarea pensiei. Sau, în alte cazuri, cu încălcarea directă a unor legi care sunt în vigoare, fără niciun fel de altă conotație. Legea educației, care prevede un procent, alocarea unui procent de 6% din produsul intern brut pentru educație și 1% din produsul intern brut pentru cercetare. Guvernul vine cu un procent de sub 2% din PIB pentru acest domeniu. Legea 263 pe 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care de asemenea este încălcată prin propunerea și decizia, până la urmă, a Partidului Democrat de a îngheța pensiile pentru al treilea consecutiv. Legea 304 pe 2004 privind organizarea judiciară, care stipulează că finanțarea curților de apel, tribunalelor specializate și judecătorilor se face prin bugetul în alte curs de casație și justiție. Guvernul PNL propunând ca finanțarea să facă în continuare prin bugetul Ministerului Justiției. Bugetul, proiectul de buget al pederiștilor români și maghiari, este de asemenea o lege imorală. Pentru că, așa cum spuneam, în plină criză, guvernul decide în continuare să reducă fondurile destinate muncii, educației, culturii, agriculturii și să aloce bani mai mult, sume sporite, la serviciile de informații, ca și la cheltuielile birocrației, cheltuielile administrației centrale birocratice. În 2012, cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu aproape 15% față de 2011. Asta reprezintă 5,47% din produsul intern brut. Guvernul propunându-și să scadă această pondere la 5,18% avea în anul 2015. Ori aici avem pe cifre o realitate pe care noi am denunțat-o în permanență în cursul acestui an. Chiar numai că teoria austerității, apelul la înțelegere de către categorii largi ale populației României se bazează pe un fals sau, în orice caz, pe discriminare fundamentală.
austeritatea nu este impusă decât celor de jos. Austeritatea nu se reflectă deloc sus. Austeritatea nu înseamnă deloc o reducere a cheltuielilor publice din etajul administrației, care, evident, înseamnă clientela partidelor de la guvernare, bani publici care pot fi jonglați în contracte de stat, bineînțeles cu firmele prietene și cu firmele clientelare, sus, deci sus, acolo unde oamenii puterii cheltuiesc bani publici, nu există austeritate, există, din potrivă, o sporire a alocărilor în fiecare an, inclusiv pentru anul 2012, cifră. În vreme ce jos, milioane de oameni, dacă vorbim numai de sectorul bugetar, trebuie să suporte în continuare povești și, din păcate, realități despre austeritate. Nu mai vorbim despre faptul că, și asta va fi o discuție separată, care nu ține direct de bugetul de stat, în vreme ce și în sectorul privat, situația nu e deloc roză. În vreme ce și în sectorul privat, efectele crizei se simt. Ele se simt de către întreprinzătorii, oamenii de afaceri, angajații din mediul privat, care concurează normal pe piață și ale căror profituri, venituri, cifre de afaceri scad de la an la an, în vreme ce grupul de firme clientelare, de cele mai multe ori direct ale potentaților PDL și asociațiilor lor, au și profituri mai mari și cifre de afaceri mai mari și acolo treaba merge foarte bine, acolo nu există austeritate, acolo nu există criză. Sigur că în aceste condiții, bugetul de 2012 prevede sub dezvoltării economice în fond, care accentuează criza și care pune în valoare încă o dată incapacitatea profundă, definitivă a acestui guvern de a lua măsuri reale de stimulare economică. Se va alimenta în continuare IMM-urile, pentru că nu există niciun fel de măsuri care să poată fi identificate în acest buget în sprijinul lor. Nu există niciun fel de program, măsură, care să însemne element din program de creare de locuri de muncă, deși în România efectivul salariaților a scăzut cu peste 640.000 de persoane și în aceste condiții bugetul va fi o lege și a umilinței și sărăciei românilor în continuare. E un buget care în fond redistribuie ura și care trădează disprețul profund al guvernanților față de cei guvernați, față de cetățenii care plătesc impozite în România și în slujba cărora acest guvern, ca și orice guvern, ar trebui să lucreze. Eu mă opresc aici, cuvântul pe domnul meu Eugen Nicolaescu, să vă prezinte amendamentele pe care Uniunea Social Liberală și parlamentarii Partidului Național le vor susține și să suplimenteze cu argumente tehnice aceste afirmații politice pe care eu, în numele Partidului Național Liberal, da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun pentru început că Partidul Național Liberal vă propune și propune, evident, guvernului și puterii parlamentare, o alternativă la acest proiect de buget. Noi credem că un buget, tot în condiții de prudență, tot în condiții de maximă responsabilitate, de creativitate și inteligență, poate să promoveze ceea ce România are nevoie. Creștere economică, creare de locuri de muncă și, evident, cheltuire atentă a banului public. Din acest punct de vedere, Partidul Național Liberal are, să spunem, contribuții la amendarea proiectului de buget pe 2013 pe trei direcții. O direcție este comună cu Partidul Social Democrat, în cadrul USL. Și aici avem 10 măsuri. 10 tipuri, de fapt, de măsuri, din care 5 se referă strict la relansare economică și 5 la creștere de venituri suplimentare în buget. Mai departe, avem câteva direcții de acțiune strict ale Partidului Național Liberal,
Și, evident, categoria a treia sunt circa 2200 de amendamente pe care deputați și senatori ai PNL le-au depus în numele colegiilor pe care le reprezintă în Parlamentul României. Și acum să vorbim de prima categorie de amendamente, primele 5-10 tipuri de măsuri care se referă la, aș spune, o reproiectare a bugetului, ținând cont de alte priorități și ținând cont de faptul că România are nevoie, în primul rând, de măsuri de relansare economică. Prima măsură și care cred eu că este cea mai importantă pentru mediul de afaceri, singurul capabil să producă venituri, să producă prosperitate, să creeze locuri de muncă. Reducerea contribuțiilor de asigurări sociale de stat cu 5 puncte procentuale de data aceasta numai la angajatori, care va avea ca efect evident reducerea costului forței de muncă. Reducerea costului forței de muncă înseamnă creșterea de competitivitate și înseamnă creșterea de locuri de muncă implicit, mai multe impozite și taxe la buget. Anticipăm o posibilă diminuare într-o primă etapă a veniturilor bugetare cu circa 0,5% din PIB, dar care se va compensa în ultima parte a anului ca urmare a încasărilor suplimentare din locurile de muncă nou create. O a doua măsură se referă la reducerea taxei pe valoare adăugată cu un punct procentual în anul 2012, astfel încât până în 2016 să revenim la taxa pe valoare adăugată la nivelul cotei de 19%. Sigur, dacă lucrurile vor merge mai bine, se poate devansa această dată. Anticipăm o reducere a încasărilor bugetare cu 0,3% din PIB, dar și ea cu efect temporar, pentru că prin aplicarea corelată a tuturor măsurilor pe care le propunem, se va realiza creșterea economică de peste 4%, se va relansa consumul intern, care va absorbi foarte ușor acest efect. A treia măsură, introducerea unei scheme speciale de TVA pentru agricultură, care să determine scăderea acesteia pentru produsele agricole la 9%, iar diferența de 15 puncte procentuale să se reîntoarcă la producători, ca un factor de stimulare a cheltuielilor de efectuate în agricultură. O primă apreciere va însemna o reducere cu 0,2% a încasărilor din PIB, dar, de fapt, noi mizăm pe o creștere la finalul anului de peste 2% din PIB, ca urmare a fiscalizării unei părți din producția agricolă, care astăzi, după cum știm, se desface la negru, care nu este niciun fel fiscalizat. A patra măsură, respectarea legii actuale în ceea ce privește indexarea pensiilor cu data inflației și cu jumătate din creșterea salariului mediu pe economie. Ar putea să însemne o reducere cu 0,4 puncte procentuale cheltuielile bugetare, dar noi credem că prin această măsură se relansează consumul intern, prin creșterea veniturilor pensionarilor, iar o reașezare a pensiilor speciale, care, după cum știți, a avut efect invers, s-a mărit cheltuielile cu pensiile, nici de cum nu le-a micșorat, ar putea să permită economia necesară pentru diminuarea acestei influențe pe buget. Și atunci am măsurat în această primă categorie, se referă evident la cota de finanțare pentru proiectele cu finanțare europeană, din fonduri europene, care ar putea să ducă la, evident, absorpția de 3 ori a fondurilor europene, undeva la circa 25% din cât se estimează a se obține pe anul 2019. A doua categorie de măsuri convenite PNL-PSD se referă la disponibilizări de venituri suplimentare la buget. Prima de care încerca să spună și domnul președinte Antonescu printre rânduri, se referă la blocarea cheltuielilor de partid. Cu alte cuvinte, suspendarea Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii și a altor cheltuieli similare, care, după cum știm, nu se face decât pentru clientelor de partid. Economia pe următorii ani aici este 3,7% din PIB, însă, pentru anul 2012, economia se poate duce undeva la 0,3-0,5% din produsul intern brut. Sigur, ne-am făcut la o estimare, ne avem foarte clar detalierea proiectelor pe care vrea să le facă guvernul. A doua direcție mare este reducerea cu 50% a cheltuielilor cu bunuri și servicii. Pentru o
actuale, cu excepția, o să se rețină acest lucru, atribuirile pentru medicamente, pentru materiale sanitare și pentru utilități. Economia pe care o organizăm o estimăm la 0,9% din PIB. Fondul de rezervă al Guvernului. Prin amendament, dorim să obligăm Guvernul să nu utilizeze acest fond decât pentru situații de urgență. Ceea ce duce la o estimare a reducerii cheltuielilor cu 0,8% din PIB. A patra măsură, menținerea actualei contribuții la pilonul 2 de pensii, 3%, pensiile administrate privat, care să asigure în acest moment un echilibru bugetar. Și ultima măsură din această categorie a măsurilor convenite pentru PSD se referă evident la atragerea de fonduri europene, care să completeze fondurile interne și care evident să asigure crearea de noi locuri de muncă. Noi credem că se pot aduce venituri bugetare de circa 0,7% din PIB, urmarea creșterii locurilor de muncă, a consumului, a creierii de valoare adăugată și respectiv cumulării prin colectare de impozite și taxe la buget. Cu alte cuvinte, pe cele 10 măsuri, putem să avem o influență pozitivă de 0,7 puncte procentuale din PIB, cu aproximație 1 miliard de euro. Amendamente ale PNL, de data aceasta, care tot așa sunt de fond și care derivă din apreșerile politice care vătează domnul președinte Arnăuescu. Și anume, necesitatea finanțării curente și de capital din domeniile educației, 6% din timp conform legii și 1% pentru cercetare, o cale sigură de creștere a competitivității, având în vedere că investim în cercetare, investim în inteligență, investim în proiecte de viitori, sănătății să-i acordăm 5% pentru plata curentă și 1% pentru infrastructură, pentru că tot vorbește Guvernul de infrastructură, poate să prioritizeze investiții în infrastructură, în sănătate și atunci multe din problemele care se confruntă comunii se pot rezolva. Iar justiției să-i acordăm de asemenea 1% din PIB, pentru că numai în felul acesta putem să avem speranța că actul de justiție se poate efectua în condiții normale. O a doua direcție este scutirea de impozitare a dividendelor care vor fi reinvestite sub forma majorării capitalului social. Cu alte cuvinte, încercăm să sublinim lipsa de capital, de finanțare pentru dezvoltarea firmelor mici și mijlocii, încercând, de fapt, să ajutăm prin cofinanțare gratuită, pentru din dividende este o finanțare gratuită, a acestor tipuri de întreprinderi care, după cum știți, sunt cele mai flexibile, se mișcă cel mai ușor pe piață și pot să creeze locuri de muncă. Bonificații de 5% pentru acele întreprinderi și contribuabili, în general, care își achită mai devreme taxele către bugetul țării. Asta înseamnă că vom crea un comportament de conformare voluntară, vom crea o colectare mai bună, vom diminua evaziunea fiscală și, cu alte cuvinte, mai este o sursă de creștere a veniturilor bugetare pe care încă nu putem estima că nu avem datele puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor. Capitalizarea exilbantă pentru export. Știm foarte bine că România ar putea să-și crească economia dacă ar exporta, dar pentru asta trebuie să fie încurajați de exportatorii, iar exilbant are o asemenea venire. Datoria statului este să sprijine Exim Bank-ul ca la rândul său, această bancă, să sprijine agenții economice. Și nu în ultimul rând, având în vedere turbulențele de pe piața bancară, internațională și poate și cu influențe pe piața românească, capitalizarea CEC. Am pus aici 1,5 miliarde de lei suplimentar pentru capitalizarea CEC, știind că CEC-ul pe de o parte este bancă de stat, și în al doilea rând, pentru că el contribuie și la finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii. Cu alte cuvinte, încercăm să introducem, cum se spune, sânge în economie, adică bani către acele firme care pot să se dezvolte și pot să lucreze. Și mai spuneam că a treia serie de amendamente se referă la cele pe care le-au făcut colegii și deputați și senatori, care, în prezent, sunt de numai de 2200, dar probabil că numărul lor va putea să mai crească, ca urmare a faptului că unii dintre colegii noștri ne-au spus că în acest weekend, în acest sfârșit de săptămână, au avut din nou întâlniri suplimentare cu autoritățile locale, ca urmare a modificării legii, după cum
cum știți că s-a micșorat repartizarea către administrația publice locală a unor sume importante și atunci eu, ca mic obiectiv, trebuie redisuite. Și colegii noștri se gândesc ca mâine în comisie de specialitate să facă asemenea amendamente. Credem că toate aceste amendamente, dacă vor fi privite cu responsabilitate, dacă vor fi deschiși cei de la putere să ne asculte, ar putea să aibă tot să te expândă, pentru că ele nu au decât un singur scop. Să îmbunătățească economia României și dacă economia merge, atunci viața oamenilor poate să fie mai bună. Ați vorbit de capitalizarea ex aeriva. Dacă ați putea să ne dați o cifră pe care... 1 miliard de lei am supus în buget ca sumă pe care o propunem drept capitalizare. 1 miliard la ex-IMBA și 1,5 miliard de lei la ce? Cunoașteți pe scurt de multă vreme că suntem în pădure. O să vorbim despre asta probabil și mâine după ședința USL. N-aș dezvolta acum, pentru că aș vrea să considerăm că subiectul buget nu e niciun alt subiect mai important decât acesta. Poziția noastră este foarte clară. Suntem împotriva comasării alegerilor și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a ne împotrivi în asemenea din motive pe care le-am expus de multe ori și vom mai face. Adică luați în continuare în calcul varianta de a retrage din Parlament senatorii și... Nu doresc să dezvolt acum acest subiect, după cum am avut cinstea să vă spun. Vreau să vorbim despre buget. Mâine, vă promit că dacă sunteți special curioasă și înțeleg asta, pe subiectul ăsta, mâine, după ședința USL, vom discuta și despre așa ceva. Dar, evident, nu asta e intenția dumneavoastră. Intenția puterii este să discutăm orice. Despre alegeri, despre comasă, despre orice, mai puțin, despre grava criză economică, în primul rând, în care se află România, despre modul catastrofal în care acest guvern conduce România din acest punct de vedere, și mai ales dacă am putea trece foarte repede și la vot și în discuția publică despre proiectul de buget. Pentru că aici, deși nu pot răspunde la niște întrebări, și răspunsurile la aceste întrebări ne arată foarte clar care este realitatea. Deci, un an de zile de propagandă cotidiană despre austeritate, despre cum trebuie să strângem cureaua, despre cum suntem noi pionierii și elevul model al Europei, nu pot să mascheze răspunsul la întrebare. De ce cheltuielile etajului superior al birocrației cresc de la an la an în timp de austeritate, în vreme ce salariații, pensionarii sunt puși să plătească singur acest preț? De ce grupurile clientelare din jurul Palatului Cotroceni, din jurul Palatului Victoria și din toată țara pe rețeaua lor de putere și de corupție prosperă, în vreme ce mediul de afaceri românesc, întreprinderile mici și mijlocii în special, sunt în criză? De asemenea, de ce în această țară școala trebuie să aibă mai de 3 ori mai puțin bani decât impune legea, și serviciile speciale trebuie să sporească în fiecare an buget? Despre asta vrem să discutăm în special și cred că e bine să discutăm în aceste zile. Domnule Bărbat, să vă întreb. Ați spus că este o creștere de 15% cu, în buget cu bunurile și serviciile. Am spus. Puneți un amendament care să reducă această creștere? Medicamente, materiale sanitare și utilități. În vedeți, poate reduce cu 50%. A doua întrebare. Dar având în vedere noua raportare la UDMR pe care am observat în ultima perioadă, luați în calcul discuții cu dumnealor pentru susținerea unor idei? Evident că mai avem aceste amendamente, care ați văzut că rămâne să apreciez dumneavoastră. Noi apreciem unul, că sunt foarte realiste. Am fost mereu acuzați de populism și nu văd unde e populismul. Aceste amendamente pe care le-am făcut, pe care domnul Nicolescu le-a prezentat, vin cu cifre și ele se încadrează unei logici de criză, de austeritate. Adică nu promitem triplarea salariilor, nu promitem nu știu ce.
Vorbim despre aceiași bani distribuiți altfel. Este foarte simplu. Sigur că de vreme ce am făcut aceste amendamente, nu pentru propagandă, ci pur și simplu pentru a contribui la găsirea unei soluții, le discutăm cu oricine. Le discutăm și cu UDMR și cu grupul minorităților naționale care au răspuns solicitării noastre de a avea o discuție. Le discutăm și cu guvernul dacă este nevoie. Ce va ieși de aici, nu știu, dar le discutăm. Au răspuns unei discuții, unei solicitări de acest caz, al bugetului. Da, o discuție. Noi am adresat o cerere celorlalte grupuri parlamentare, practic, celor de la putere. Și UDMR și minoritățile naționale, ca grup parlamentar, fac parte din arcul parlamentar. Și am adresat această solicitare de a discuta despre amendamentele noastre, de a încerca, sigur, să ne le prezentăm și să cerem susținere. Și au răspuns pozitiv în raport cu discuții și au votat. Da. Profeția era în baie, tot așa, cu telefonul, sigur? Haideți. Da, după subiectul ăsta am și o întrebare. Deci, prin ce vreau, spuneam că din ce în ce mai multe membri de la PSD și PNL au început să le aprobeze. Haideți că acum chiar discutăm lucruri serioase. Nu trebuie să lase în pace să stea singur, să stea lucrurile. Nu, da. Cum să vă spun, eu, de când s-a format Uniunea Social Liberală, de a doua zi, am văzut tot felul de nici guște, sărim pe televizor. Care știu ei, au calculat ei, au aflat ei, au tras cu urechea, au pus urechea la pământ. USR-ul a început să scadă de când s-a născut. Și este îngrozitor. Acum armată de oameni se duc în cocioană. Haideți. Așa se ajută Dumnezeu la toți. Acum discutăm despre bugetul țării, nu despre aventurile cu Mircea Geoana. Domnule Nicule, foarte întrebare legată de amendamentele parlamentarilor ce țin strict de colegii. Am spus că dumneavoastră pe care aveți 2200 și încă nu sunt depuse toate. Socialdemocrații au anunțat 4000. Ne puteți spune, sau 6000, ne puteți spune către ce domenii merg aceste amendamente? Pentru că mi-aduc aminte experiența ultimilor ani, ultimul cel puțin, toți parlamentarii opoziției veneau cu amendamente legate biserici, școli și nu știu la care lucru. Din păcate, colegii noștri din teritoriu, cam în aceeași direcție de în acest an. Adică, la rugămintea Consiliului Județene, la rugămintea Consiliului Locale a primarilor, se chinuie să facă o serie de amendamente pentru diverse obiective de investiții în local. Că sunt drumuri, că sunt podețe, că sunt străzi, că sunt canalizare, că e lumină electrică. De la caz la caz, paleta e foarte diversificată. Dar eu cred că astea, până la urmă, sunt problema de cetățenilor din acele localități. Și ele, măcar, trebuie să fie cunoscute de guvernanță. Dacă tot nu fac nimic, măcar să știe ce nu fac. Că toate aceste amendamente nerealizate, neadoptate, înseamnă că acele lucruri se vor face. Și că acei oameni vor rămâne în continuare în aceeași situație. Măcar atât să știe guvernanța. Dacă mai mult, nu vor fi capabili să facă. Câte zile estimați că veți rezista să vă susțineți amendamentele? Dacă aș fi mă apaldă, m-aș spune, dar eu cred că, din punctul meu de vedere, lucrurile s-au totul altfel. În acest an, cel puțin. Cred că lucrul cel mai important este să discutăm cu puterea, cu guvernul, despre modul în care se croiește bugetul pentru anul 2012. Cred că aici trebuie să fie principala noastră activitate. Să arătăm care sunt diferențele și care ar putea să fie soluțiile comune. Sigur, dacă vor dori să colaboreze. Dacă nu, vom încerca să evaluăm fiecare dintre pozițiile noastre și, până la urmă, cetățenii sunt cei care apreciază cine vede mai bine rezolvarea gravelor problemelor care se confruntă România. Deci noi aici vom încerca să ducem lupta politică în Parlament. Deci, în parte, este o luptă politică între putere și opoziție. Pe fundamentele unui buget care poate să ducă în continuare România în dezastru economic sau poate să blocheze căderea economică și să dea o speranță că se poate întâmpla ceva bun. Cu redactarea cererii de suspendare a președintelui, în ce stare mai sunteți? Vă vom informa de asemenea mâine. Ai renunțat, domnule Marius. Aș vrea să vă întreb dacă puteți enunța trei principii, trei amendamente generale globale la care nu veți renunța niciun moment. Nu.
La cele 10 plus 1, deci să înțelegem că dumneavoastră tot dezbatem comisii și apoi în plen, până la epuizarea tuturor celor peste 6-8.000 de amendamente, arătând politic că vă opuneți acestui buget. Nu mă rog, ca să fie lucruri și mai clar. Dacă... Mă scuzați, de obicei și toată experiența dumneavoastră în comisie și a noastră stând la fel la comisie, este că la un moment dat intervine acel moment în care ori puterea, ori opoziția cedează și se întâmplă o negociere pe care noi nu o vedem. Asta când se va întâmpla asta? Asta încercăm să spun că ședința s-a foarte abordat. Și anume, dacă amendamentele de fond, amendamentele fundamentale pe care le propune, vor reuși în toată măsură să treacă, atunci vor fi resursele disponibile pentru celelalte amendamente. Dacă aceste amendamente nu trec, este absurd să mai susții câteva mii de amendamente dacă nu ai resursă. Resursa se creează în amendamentele de fond. Aici va fi lupta cu adevărat, cred eu, consistentă și de poziție politică fundamentală. Mai departe, sunt chestii foarte punctuale, de la casă acasă. Dacă ai resursă, te lupți pentru ele. Dacă nu ai resursă, nu te lupți. Noi vom încerca să ne întâmplă resurse, să creăm resurse, să se poate realiza acele amendamente. Deci lucrurile se leagă unele celelalte. Dar ca să fie liber de ședanța asta, cum am mai anunțat, cele 10 amendamente, cel puțin fundamentale, pe care le-a prezentat domnul Nicolaescu și astăzi, încă o dată, nu că prezentăm în premieră, noi, în funcție de adoptarea lor sau nu, de acceptarea lor sau nu, votăm sau nu buget. Și cu asta pentru că vom începe din nou. Țipetele cum că opoziția face rău țării, pentru că e criză și pentru că noi trebuie repede, repede să adoptăm un buget și că noi ne opunem. Nu! Acest buget, așa cum au făcut ei, nu îl adoptăm. Dacă aceste amendamente care schimbă esențial caracterul acestei legi, acestui buget sunt adoptate, sigur că votăm. Pentru că altfel, sigur, va începe din nou discuția asupra care vreau să atrag atenția. Nu Fondul Monetar Internațional și nici altcineva din afara țării nu au responsabilitatea pentru acest buget dezastru. Faptul că Fondul Monetar și alte instituții internaționale laudă acest guvern, nu e nicio bucurie pentru români. Și mie mi-ar conveni, în condiții de criză, în condiții destul de dificile, și în condiții de competiție, să am undeva într-o țară un guvern care nu există și care face ce îi spun eu. Lăsând la o parte lucruri extrem de simplu, pe care putem pricepe toți, chiar dacă nu suntem economiști, finanțiști sau altceva, că Fondul Monetar discută, negociază și eventual impune, în schimbul susținerii sale, niște cifre mari, nu în modul în care interior bugetul se așează. Nu Fondul Monetar a impus ca aceste cheltuieli cu bunuri și servicii să crească cu 15% și salariile să scadă cu 25%. Fondul Monetar a impus cifrele mari, cifra de deficit și așa mai departe. Deci, nu încape în privința asta niciun fel de îndoială pentru noi, vom proceda ca atare. Mulțumim!